Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă a continuat desfășurarea unor cursuri demarate la sfârșitul anului trecut și continuate anul acesta. Este vorba de cursuri de calificare organizate la Agenția Locală de Ocupare a Forței de Muncă Roman pentru reconversia șomerilor în diverse meserii. La cele 7 cursuri s-au înscris 169 de persoane, au absolvit cursurile 162 și s-au angajat după absolvirea lor 71 de șomeri în diverse meserii. Pentru cursurile care s-au încheiat până acum, în ultima perioadă, să zicem, început în 2016, finalizate și în 2017, deci au fost 7 cursuri cu un total de 169 de persoane înscrise, au absolvit 162 și deja sunt angajați dintre acestea 71. Cursurile au fost confecționer, inspector resurse umane, comunicare în limba engleză, lucrător în construcții, agent de securitate, lucrător în comerț și contabil. În momentul de față se fac înscrieri pentru alte cursuri de calificare în meseriile agent de securitate, frizer, coafor, manicurist și se fac în continuare înscrieri pentru meseria de operator, înscriere și validare date, contabil, bucătar, confecționer articole textile și comunicare în limba engleză. În momentul de față, din cursurile noi anunțate că le vom deschide, au început deja de câteva zile cursul de agent de securitate cu 28 de persoane înscrise și cursul de frizer, coafor, manicurist, pedicurist cu 25 de persoane. Se fac în continuare înscrieri pentru cursul de operator introduce validare date, cursul de contabil, curs de bucătar, un curs de confecționare articole textile și un curs de comunicare în limba engleză. Aceste cursuri, deci, sunt la roman. Directorul Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Neamț, Daniel Chirilă, mai anunță faptul că instituția pe care o conduce organizează cursuri de reconversie profesională la cerere și pentru alte persoane interesate care nu beneficiază de indemnizații de șomaj. În cazul acesta, cursurile trebuind a fi plătite de către cei interesați. În situația în care cursul de care este interesat un șomer se desfășoară la altă agenție, respectiv la cea din Piatra Neamț sau Târgu Neamț, șomerului respectiv se va deconta naveta de la domiciliu la locul de desfășurare a cursurilor.